spre liniștea și ușurarea multor din colegi, în 77 am plecat, am fugit. Am fugit pentru că domnul Mihai Dimitriu m-a tăiat de pe lista celor care trebuia să ducă, și nu vreau să plec deloc, de pe lista celor care trebuiau să-și acompanieze filmele de studenție la Cannes, de festivalul de Cannes din iarnă, pe atunci exista, între Crăciun, de tineret, între Crăciun și Anul Nou. Și eram pe lista acolo și m-a tăiat domnul Stanciu de la cinematografie. Când m-a văzut, zice, bine, dar nu ești la festival? Și zic, am fost tăiat de pe listă. Nu se poate, ia vină cu mine. Și am întrebat pe securistul responsabil dacă din cauza... Și mi-a zis, nu, de la noi, să știi că nimeni nu te-a tăiat nimeni de la noi. Și după aia a venit, am aflat că am fost tăiat de pe listă chiar de Mihai Dimitriu. A fost o măgărie, n-am înțeles de ce, nu aveam niciun interes să plec în momentul ăla, eram pe val, cum a spus mai adinarea, eram bine plasat, și am decis, fug, s-a terminat, nu mai stau. E, norocul a fost că, am ajuns în Franța pe 12 octombrie 77 și cineva a organizat un prieten, un grădinar, care era grădinar la cinematograful La Pagode din Paris, că am fugit la Paris. Mi-a zis, Ștefan, dacă vrei, poți să-ți organizezi o proiecție cu filmele tale. Și am zis, băi, că eu îmi furasem filmele, în ghilimele mi le-am furat, deci mi-am pus cap la cap, mi-am luat trei cutii, vama s-a uitat la ele, nu a considerat că e ceva important. Și aveam acolo extrase din filme. Și au fost câțiva prezenți, mai mult familie, și cineva l-a invitat pe Paul Barbaneagră. S-a terminat proiecția și Paul Barbaneagră m-a întrebat dacă cumva putem să stăm puțin de vorbă. Am zis cu plăcere să-mi iau la revedere de la cei care... A fost într-o duminică dimineața. A început să bem o cafea. Am băut o cafea, a început la ora 11 dimineața și s-a terminat pe la ora 11 noapte. Așa a început colaborarea cu Paul Barbaneagră, care a fost foarte, foarte frumoasă. Seria la care el lucra și pe care o începuse deja cu Sergiu Huzum, Versailles, Mont-Saint-Michel și Notre-Dame de Paris, s-a continuat după aia, s-au despărțit Sergiu Huzum când mi-a predat materialul și nu știu ce, eu l-am întrebat, Sergiu, nu vreau să fiu considerat că ți-am luat locul, și zice, Ștefane, condoleanțele mele, că cu omul ăsta nu se poate lucra. Asta a fost replica lui. Și bine, dacă e așa, atunci e bine. Și după aia s-a făcut Parisul, Arch de Ton, Reims, Catedrala Sacru al Regilor Franței, după aceea sunt două filme în Grecia, Templele Grecești și Delfus, trei filme în Egipt și două filme în Mexic. Toată seria numindu-se Arhitectură și Geografie Sacră. Toată seria asta s-a terminat cu un al 13-a film despre Mircea Eliade. Aici Paul se zbătea de vreo 4-5 ani să-l convingă pe Eliade în perioadele când venea de la Chicago la Paris să accepte să fie filmat. Mircea Eliade nu a acceptat din cauza unui incident care l-a avut cu o televiziune din America, nu a mai acceptat să fie filmat. Și tata a fost foarte bun prieten cu Mircea Eliade, cu Noica, cu Mircea Vulcănescu, căruia a fost și secretar particular ca student fiind la 17 ani. Prima carte care s-a scris după 89 despre Mircea Vulcănescu se numește Socrate Ion și e făcută de tata. În fine, am închis paranteza și tata i-a scris și a spus că îl roagă foarte mult și are garanția că nicio imagine nu va trece pe vreo televiziune sau făcută public fără ca el să vadă, să o superviseze și să fie de acord. Și e bucățica mică de care a trebuit, dar a fost o picătură mică, e adevărat, dar a fost determinantă, grație lui tata, a fost determinantă ca să se lasă filmat. Și așa s-a făcut filmul care a apărut după decesul lui în 85. Deci asta e partea cu Paul Barbaneagră. Am rămas foarte, foarte buni prieteni, în așa măsură încât
la înainte de decesul lui, să plece dintre noi, mi-a făcut cadou un lucru absolut extraordinar, toată biblioteca lui. Bibliotecă în care nu există o singură carte de literatură clasică, este numai de istorie, de istoria religiilor, de filozofie, de simbolistică, este numai o imensă bibliotecă, 10.000 de cărți de cercetare. Este uluitoare. Acum 7 ani am fost numit consul onorific al României la Nisa și în calitatea asta sunt pe cale, proiectul e foarte greu din păcate, dar sper să, cam într-un an de zile, am mai avut o speranță asta și mi s-a spulberat, dar sper că într-un an, un an jumătate, să reușesc să fac localul bibliotecii și să fie un centru cultural franco-român care să aibă ca element principal biblioteca lui Paul Barbaneagră, o parte din biblioteca noastră personală, pentru că e totuși o bibliotecă destul de importantă, în aceeași direcție cu de cercetare, de filozofie, istoria artelor și așa, care s-ar adăuga. Și mai sunt două alte biblioteci care mi-au fost anunțate că dacă o facem, încă două biblioteci de vreo 5.000 de cărți fiecare care s-ar adăuga astea, pentru că ele cam mor într-un două locuri din Paris, neavând cine să se ocupe de ele, să le deschidă publicului. Deci cam asta e acum, tu și tu și de ce, ca să răspund la întrebarea noastră, dacă nu e dureroasă ruptura, nu e dureroasă ruptura, pentru că în ideea asta că nu am mai făcut, în total am făcut vreo 40 ceva de filme documentare, cele singure două filme de lungmetraj artistice sunt cele care le-am citat, cu Sabe Șocu și Alexandru Bocănes, dar după aceea am descoperit în filmul documentar, grație lui Paul, că este infinit mai importantă spiritual, din punct de vedere spiritual, e mai important domeniul filmului documentar. Nu oricare, bineînțeles, dar la un moment dat un jurnalist care m-a întrebat, bine, dar cum ați prestigiu și tot ăsta și ego-ul din filmul artistic și ăsta, îl lăsați deoparte așa și zic, doamne, cum se face? Și i-am inventat o imagine. Doamne, în momentul în care suntem în filmul artistic, imaginați-vă că suntem într-o piesă care are circulară, care are ferestre de peste tot și cu aparatul de filmat ne uităm pe o fereastră sau pe alta și filmăm ce este în acest spațiu. Este care îl inventăm, care poate să fie film de groază, film de dragoste, film de război, film, indiferent ce, este în spațiul ăsta. Tot filmăm pe ăsta, pe toate. În filmul documentar este exact pe dos. Suntem cu aparatul de filmat în acest spațiu și pe orice fereastră privim, vedem absolut altceva. Totdeauna altceva. Deci și în momentul în care, în cazul nostru, cu filmele astea lui Paul, Arhitectură, Geografie, Sacră, să fim într-o echipă în care un specialist în istoria și istoria și cultura precolombiană sau egipteană sau franceză sau greacă e cu noi și ne face lecții de universitare și suntem și plătiți ca să le ascultăm, mi se pare un cadou extraordinar. Din cauza asta nu am regretat.